După ce etnicii au amenințat din nou cu proteste pentru că problema Coleusului nu a fost rezolvată, edilul iese cu o declarație tăioasă. Piața este liberă, după cum vedeți, nu e ocupată în momentul de față decât de porumbei. Așa că îl putem aștepta oricum și în piață, în condițiile în care nu ne înțelegem. Dar eu cred că vom găsi o cale de comunicare, dar plecăm de la același lucru pe care l-am spus permanent. Nu, primăria nu va mai achita taxe preferențiale. Adică toți cetățenii sunt egali în fața legii. Și dânsii sunt cetățeni ai municipiului Târgu Jiu și din acest punct de vedere nu avem niciun fel de discuție. Dacă trebuie să găsim anumite soluții pentru rezolvarea anumitor probleme punctuale legate de infrastructura din zonele respective, de cumva găsirea unor soluții pentru cetățenii de acolo pentru a putea să-i angajeze anumite societăți, cu mare drag. Dar este exclusă această variantă. Dacă am plecat pe acest drum, rămâne așa cum am stabilit. Marcel Romanescu îi așteaptă pe liderii romilor la discuții, însă nu se vor face concesii cu privire la taxele percepute pentru tarabele din Târgul de Vechituri.